Voi, domnului, astăzi vom urmări în scripturi o altă vreme grea, de data aceasta vremea prigoanei. Și vom observa îndeaproape prigoana la care a fost supus David din partea socrului său, Saul. Putem să luăm prigoana aceasta pentru a vedea cum să ne comportăm când suntem prigoniți într-o comunitate. Pentru că, pe de o parte, putem să-l luăm pe Saul ca și conducătorul administrativ, politic. Iar, pe de alta, putem să observăm cum să ne comportăm când suntem prigoniți, păstrând termenul în familie, pentru că Saul era socru, iar David era jinerele. un jinere bun, viteaz și frumos, un soldat puternic, un tânăr chemat la o slujbă deosebită, a avut parte de ani de zile de prigoană. O prigoană însă care a dat două finaluri foarte diferite. Și să știți că pentru Dumnezeu și în final pentru noi, sfârșitul contează. Vreau încă de la început să vă citesc sfârșiturile celor doi oameni. Mai întâi a lui Saul, cartea a doua a lui Samuel, capitolul 1, de la versetul 6 la 10, pagina 325. Și tânărul care îi aducea aceste vești a răspuns. Am venit din în întâmplare pe Muntele Gilboa. Și Saul, stare zemat în sulița lui, și Carle și Clăreții erau aproape să-l ajungă. Întorcându-se, m-a văzut și m-a chemat. Eu am zis, iată-mă! Și el mi-a zis, cine ești? I-am răspuns, eu sunt amalecit. Și a zis, „Aproape de dar și o moarmă, căci m-a apucat amețiala, măcar că sunt încă plin de viață. M-a apropiat de el și l-am omorât și bine, că n-avea să mai rămână în viață în urma înfrângerii. Iată ce final! Să mori? fără nădejde, deși din punct de vedere fizic era încă plin de viață. Ce diferență între sfârșitul lui și sfârșitul lui David, pe care vi-l citesc din întâia Cartea Cronicilor, capitolul 29, versetele 27 și 28, pagina 450. Vremea cât a domnit peste Israel a fost de 40 de ani, la Hebron a domnit șapte ani și la Ierusalim a domnit 33 de ani. A murit la o bătrânețe fericită, sătul de zile, de bogăție și de slavă și în locul lui a domnit fiul său Solomon. Să-i urmărim pe rând, mai întâi pe prigonitorul Saul și apoi pe prigonitul David. Și dacă, printr-o stare negativă și influența diavolului, se găsește va în postura de prigonitor, să -i ia aminte, să învețe de la alții și să nu repete greșelile. Cum a ajuns Saul în starea aceasta? Este interesant de observat că el a avut un început bun și promițător. Citim din cartea Anti Samuel, capitolul 9, Versetul 20. Și pentru cine este păstrat tot ce este mai de preț în Israel? Și se putea răspunde pentru tine, pentru Saul. Oare nu pentru tine și pentru toată casa Tatălui tău? Observați ce făgăduințe inițiale? Iar în capitolul 10, versetul 24, scrie de asemenea. Samuel a zis întregului popor, vedeți pe cel pe care l-a ales Domnul? Nu este nimeni în tot poporul care să fie ca el și tot poporul a strigat, trăiască în Dar adinear v-am citit cum a murit. Aș mai consemna și de pe pagina din dreapta, din capitolul 11 tot din începutul lui bun și promițător, versetele 5 și 6. Saul tocmai se întorcea de la câmp în urma boilor și a întrebat ce are poporul de plânge. Ea a ce spusese cei din Iabes, cum că un popor vecin vroia să îi prăpădească. Cum a auzit Saul aceste lucruri, Duhul lui Dumnezeu a venit peste el și s-a mâniat foarte tare. Adică a fost gata să se ridice la luptă și a provocat toată națiunea să-și apere frații. Și tot din acest capitol citim și versetul 15, unde scrie, tot poporul s-a dus la Gilgal și a pus pe Saul împărat înaintea Domnului. Acolo au adus jerfe de mulțumire înaintea Domnului și Saul și toți oamenii lui Israel s-au veselit foarte mult acolo. Parcă în aceste momente nu se bănuia ceva și după aceea. Bine zice Solomon în cartea Eclesiastului că în fața oamenilor totul este un necunoscut. Necunoscut pentru ei și uneori necunoscut pentru cei din jurul lor. Greșeala lui a fost că n-a rămas ascultător și n-a fost credincios Domnului. Și pe fond de neascultare a intrat sub influența și apoi sub posesiunea unui duh rău. Și trebuie menționat, este scris, duhul acela rău era trimis de Domnul, îngătuit de Dumnezeu. Iată ce scrie în capitolul 13 de la versetul 8. Începutul greșelilor. A așteptat șapte zile după timpul hotărât de Samuel. Dar datorită unei zeboviri, asupra căreia nu sunt date detalii, el a îndrăznit să aducă jertfa, scrie în versetul 9. N-a terminat-o, căci a venit Samuel și acesta i-a zis în versetul 11, ce ai făcut? El dă explicații și își exprimă teama, motivele pentru care a recurs să facă ceea ce nu era el autorizat să facă. Și Samuel dă un verdict. Ai lucrat ca un nebun, versetul 13, și n-ai păzit porunca pe care ți-o Domnul Dumnezeu tău. Domnul ar fi întărit pe vecie domnia ta peste Israel. Adică Dumnezeu ar fi putut să facă pentru el ca tot viitorul să fie ca începutul. Dar acum domnia ta nu va denui. Iată o primă prezicere care arăta spre un orizont care nu va fi fericit. În capitolul 15 apare cea de-a doua neascultare. Se scrie de la versetul 10 Domnul a vorbit lui Samuel și i-a zis, Îmi pare rău că am pus pe Saul împărat că se abate de la mine și nu păzește cuvintele mele. Și tot aici apar două versete pe care trebuie să le reținem și toată viața să ținem cont de ele. 22 și 23. Samuel a zis, îi plac Domnului mai mult ardele tot și jerfele decât ascultarea de glasul Domnului ascultarea face mai mult decât jerfele. Și păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea berbecilor. și neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea. Iată ce comparație. Și împotrivirea nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idol și terafimii. Fiindcă le pădat cuvântul Domnului, te leapă și el ca împărat. Adică, cine nu mai ascultă de Dumnezeu, în mod imediat, se plasează sub autoritatea satanei, împotrivirea, este tot atât de vinovată ca și închinarea la idol. Adică ori te duce direct la diavolul să te subordonezi, ori vii mai întâi al Dumnezeu și îi spui nu te ascult și întorci spatele. Că tot la diavolul te duci. Ori pe direct, ori cu varianta aceasta de împotrivire. A fost dat apoi un verdict, versetul 28. Samuel a zis, Domnul rupe astăzi domnia lui Israel deasupra ta și o dă altuia mai bun decât tine. Și asta, fără părere de rău, scrie în versetul următor. Întorcând o foaie în scripturi, citesc în versetul 14, starea demonică în care a ajuns Saul. Duhul Domnului s-a depărtat de la Saul și a fost muncit de un duh rău care venea de la Domnul. Foarte posibil că imediat ce Duhul Domnului s-a retras. Satana să fi cerut sau să aibă dreptul în mod direct să preia un astfel de om. De aici au început toate abaterile lui, că răul de la cel rău vine, de la cei răi. Și omul sub influența diavolului își pierde chiar manierele umane de cum pe cele duhovnicești. Căci Mântuitorul spunea, că s-ar putea ca cineva care a fost credincios, dacă va cădea din nou în plasa diavolului, să fie mai rău decât înainte. Dar Saul n-a fost rău înainte. A fost bun. să observăm cum s-a manifestat în pregonire. Mai întâi, a inițiat acțiuni indirecte împotriva lui David cu scopul să-l Este o formă mai de demonizare. Indirect să-i faci rău cuiva. Să gândești doar răul. Să te bucuri dacă l-ar face alții. Iată ce scrie în capitolul 18 de la versetul 9. Imediat după ce femeile au cântat, din ziua aceea Saul a privit cu ochi răi pe David, și știți ce spunea Domnul despre ochiul rău? Dacă ți e ochiul rău, tot trupul, toată viața ți se întunecă. A doua zi, Duhul cel rău trimis de Dumnezeu a apucat pe Saul care s-a înfuriat în mijlocul casei. David cânta ca și în celelalte zile și Saul era cu sulița în mână. Saul a ridicat sulița zicându și zicându-și în sine, voi pironi pe David de perete, dar David s-a ferit de el de două ori. Mai departe, scrie de la versetul 21. De ce Saul i-a dat de nevastă pe una din fete? Eu voi da ca să-i fie o cursă și să cadă sub mâna filistenilor. Pentru că el a cerut o zestre conform căreia David trebuia să meargă între filisteni, să se bată cu ei și să-i ucidă. Așa scrie în versetul 25. Saul avea de gând să facă pe David să cadă în mâinile filistenilor. Versetul 28. Saul a înțeles că Domnul era cu David și fiica sa mica îl iubea pe David. Saul s-a temut de el din ce în ce mai mult și toată viața i-a fost vrășmaș. 19.1. cu Saul a vorbit fiul său Ionatan și tuturor slujitorilor lui să o moare pe David. Iată cum a încercat în etape mergând din rău mai rău cum este scris că se întâmplă cu cei căzuți. Să-i facă rău. Apoi a permanentizat acțiunile directe pe fondul stăpânirii demonice. Iar în final a ajuns chiar să apeleze la forțe oculte. Din nou să caute pe cei ce chemau duhurile morților. Să urmărim doar fără a intra în prea multe detalii felul în care la. Urmărit pe David în care l-a prigonit. Rămânând în capitolul 9, să citesc de la versetul 9. Din nou a încercat să lovească cu sulița. David s-a ferit, Domnul l-a protejat. Apoi scrie de la versetul 11, sau l-a trimis oameni acasă la David ca să-l pândească și să-l omoare dimineața. Însă Domnul l-a protejat prin soția lui. E dat de știre el a fugit în noaptea aceea. În capitolul 23, scrie de la versetul 22, cuvintele lui Saul. Duceți-vă, vă rog, de mai cercetați ca să știți și să descoperiți în ce loc și-a îndreptat pașii și cine l-a văzut, că -și mi s-a spus că este foarte șiret. Cercetați și vedeți toate locurile unde se ascunde. Veniți apoi la mine cu ceva temenii și voi porni cu voi. Dacă este în țară, îl voi căuta printre toate miile lui Iuda. Deci era în stare să facă un efort foarte mare. Oriunde să-l caute, să-l găsească, să se răzbune. Scrie apoi în 24 cu 2. Saul a luat 3.000 de oameni aleși din tot Israelul și a dus să caute pe David și pe oamenii lui până la stâncile sapilor sălbatici, până în locurile pustii. Posibil ca Saul să nu mai fi avut liniște, somn și în pornirea lui nebună. Tot timpul să-l caute, să-l omoare, să-i facă rău. Hai să ne gândim, ce avantaj ar fi avut Saul din asta? Pe de o parte putem gândi că se temea de David că ia tronul, dar pe de altă parte ne putem da seama că diavolul care îl poseda pe Saul știa, cel puțin în idee, de planurile care le are Dumnezeu cu David și a motivat cu atât mai mult să-l urmărească, să scape de el. V-am spus că în final, așa cum scrie în capitolul 28, a ajuns să se închine în fața unei vrăjitoare. Vă citesc doar versetul 20 de aici. Îndată Saul a căzut la pământ câterea de lung. Expresia aceasta este literală, dar o putem lua și simbolic. Cât a fost de lung și de înalt a căzut la pământ în fața diavolului. Și cuvintele rostite la au umplut de groază nu mai avea nicio putere, că și nu mâncase toată ziua și toată noaptea. Femeia aceea a insistat și el a mâncat și apoi a plecat pe front și a murit. Vreau să precizez că pe lângă el, pe lângă dorința demonică de de a-l urmări, a fost atățat aproape în permanență de oameni răi. Iată ce scrie în capitolul 26, Versetul 21. Saul a zis: Am păcătuit, întoarce-te fiul meu, David, că nu-ți voi mai face rău, fiindcă în ziua aceasta viața mea a fost scumpă înaintea ta. Am lucrat ca un nebun și am făcut o mare greșeală. În momente de singurătate, de limpezire, Recunoștea greșeala. Dar, așa cum am spus, oamenii de lângă el îl provocau la rău, la urmărirea lui David. La fel zice el în versetul 25. Fii binecuvântat, fiul meu David, tu vei face lucruri mari și vei birui. David și-a văzut de drum și Saul s-a întors acasă. Dar, întors acasă, are luat urmărirea, Pentru că, vă citesc acum din capitolul 23... De la versetul 19 se vedeți cum oamenii răi l-au ajutat în răutatea lui. Zifiții s-au suit la Saul, la Gilgal și au zis, nu-i David ascuns o în locuri întărite în pădure, pe dealul Hachila, care este la mează zi de pustie? Pogoară dar împărate, fiindcă aceasta se și toată dorința sufletului tău. Lasă pe noi dacă e vorba să-l dăm în mâinile împăratului. Saul a zis, Domnul să vă binecuvinteze că ce aveți milă de mine. În 24 cu 1 de asemenea. Au venit și au spus, iată că David este în pustia Enghedi. În versetul 9, David a zis lui Saul, de ce asculți tu de vorbele oamenilor care zic, David îți vrea răul? Eu mă gândesc că ar fi prea demonic ca vreunul dintre credincioși să prigonească în stilul acesta. Dar chiar și o prigonire mai ușoară, tot vinovată, tot demonică este. Dar lansăm un avertisment, nu cumva să fim dintre asociații lui Saul. Nu noi prigonim, dar băgăm apă pe moară, cum se spune românește, la cei care prigonesc. Știm că unul are ură pe altul, îl dușmănește. Ar fi dispus și disponibil să-i facă rău, s-ar bucura dacă alții ar face. Și eu îi spun, l-ai văzut? Am auzit de el asta, cealaltă. Este o întrebare pentru oamenii aceștia. De ce? Îi provocăm pe cei care oricum sunt provocați. Domnul Iisus spunea, cei care fac pace vor fi premiați de Dumnezeu. Parafrazez eu din Matei 5. Nici de cum cei care atâță. Scrie înțelept un proverb că cei care procedează așa pot să dezbine și pe prieteni. Dar dacă este o stare de conflict între un socru și un ginere, o socră și o noră, și o soră de ei, o vecină să-i spună, da, am văzut pe noră ta, a trecut pe aici, nici nu a intrat la tine. E suficient să accentuezi răul, să mărești ura. Niște vorbe necontrolate pot să contribuie la mărirea răului. Și toți aceștia își vor primi pedeapsa, că vai de cel prin care vine prălejul de păcătuire. Mă opresc aici cu cuvintele citite din Scriptură despre Saul. Este un moment trist din istoria biblică să vezi un om care s-a prăbușit, dar în căderea lui, la provocarea diavolului, a vrut să strivească pe un sfânt. Și parcă a luat cu el și pe alții, așa ca satana când a căzut din cer, să nu se prăpădească singur, să-i nimicească și pe alții. Vreau să privim mai în detalii la prigonitul David și să învățăm niște reguli biblice de comportare în momente de criză, de prigoană. Mai întâi, cum a ajuns el în postura de prigonit? S-ar putea ca unii să ajungă în starea aceasta pentru că au făcut niște greșeli sau pentru că ei, la rândul lor, au făcut rău altora. Dar David, a ajuns prigonit fără să fie vinovat. Evenimente pregătite de Dumnezeu, aș putea spune, și circunstanțe îngăduite tot de Dumnezeu l-au plasat în starea aceasta. Iată ce scrie în capitolul 16, de la versetul 17. Saul a răspuns slujitorilor săi, găsiți-mi dar un om care să cânte bine și aduceți-l la mine. Unul din slujitori a luat cuvântul și a zis, iată, am văzut pe un fiu al lui Isai, Betleemitu, care știe să cânte, el este un om tare și voinic, un războinic, vorbește bine, este frumos la chip și Domnul este cu el. Sau l-a trimis niște oameni la Isai să-i spună, trimite pe fiul tău David, care este cu ele. A știut tatăl Isai la ce îl trimite? Bine, pe de o parte l-a trimis la drumul împărăției, dar pe de altă parte l-a trimis așa cum spunea Iisus, ca un miel între lupi. A venit cu toată intenția cea bună și neprihănită să cânte. Și când David cânta, Saul era ușurat. De aceea a zis în versetul 22, te rog să lași pe David în slujba mea, că ce-a căpătat trecere înaintea mea. Într-o primă fază s-ar putea Acum, dacă tot în cazul lor a fost o socră și un onor, un socră și un ginere, să-ți placă de noul ginere, de noul om intrat sau femeie în casa ta. Să-ți placă de nou angajat, de nou vecin. Bancă să-ți facă un bine. Dar cu vremea, datorită circunstanților pe care David n avea cum să le modifice și de care nu era vinovat, lucrurile se schimbe. Iată ce scrie în capitolul 18 de la versetul 6. Pe când veneau ei la întoarcerea lui David de la omorârea filisteanului, femeile au ieșit din toate cetățile lui Israel înaintea împăratului Saul, cântând și jucând în sânitul timpanilor și alăutilor al și scoțând strigăte de bucurie. Femeile care cântau și răspundeau unii la altora și ziceau, Saul a bătut miile lui, iar David zecile lui de mii. Saul s-a mâniat foarte tare și nu i-a plăcut vorba aceasta. El a zis lui David îi dau zece mii și mie îmi dau mii, nu mi-e lipsit decât în împărăția. Și din ziua aceea Saul l-a privit cu ochrei pe David. Nu deci, cu ce a fost de vină David că au cântat femeile. Ce putea să fac? Cred că n-a bănuit. Sau poate doar așa, prin înțelepciune sau prin descoperirea Domnului. Dar în mod normal nu te aștepți ca din bucurie să derive tot un necaz. Și din ziua aceea a început un necaz de ani, de zile. Rămânerea în planurile lui Dumnezeu, în voia Domnului, au prelungit prigoana. David putea să plece într-o altă țară, l-ar fi angajat oricine ca mercenar, dar a trebuit să rămână acolo pentru că Dumnezeu avea cu el un plan. Uneori putem evita necazul și prigoana. Fugind. voind să scăpăm. Dar este bine în asemenea momente să stăm sub călăuzirea lui Dumnezeu, să știm doar să ne ferim și să nu ne aruncăm harpa din mână și să cântăm mai departe. Pentru că sulița vrăjmașilor nu ne va străpunge. Iată ce scrie din capitolul 24, în versetul 15 și 22. Domnul va judeca și va hotărâ între mine și tine. David era conștient că este o decizie divină în tot ansamblul acesta. El va vedea, el îmi va apăra pricina, el îmi va face dreptate, izbăvindu-mă din mâna ta. 22. David a jurat... Lui Saul. Apoi Saul a plecat acasă, iar David și oamenii lui s-au suit în locul întărit. Și vă rog să vă amintiți de mulți și psalmi compuși de David, cântați de rugăciunile din cea mai lungă carte a Bibliei, psalmi, în care jumătatea aparțin lui David, făcuți și în diferite împrejurări. Nu putea să evadeze. Nu putea să modifice situația. Trebuia să rămână acolo. Iată ce scrie și în capitolul 26, de la versetul 10. Și David a zis, viu este Domnul, că numai Domnul poate lovi. Fie că îi va veni ziua să moară, fie că se va pogorâ într-un câmp de bătaie și va pieri. Să mă ferească Domnul să pun mâna pe unsul Domnului ia numai sulița de la căpătâiul lui, culciorul cu, cu apă și să plecăm. El a lăsat totul la latitudinea lui Dumnezeu. Ar fi putut să scape de el, dar n-a făcut-o. Era conștient că Dumnezeu încă vrea să-l țină acolo. Amintiți-vă de Iosif din Cartea Genesei. După ce a fost o vreme, Rob a ajuns în administrația lui Potifar. Din nou a trebuit să suferă. Și doi ani a uitat mai marile paharnicilor de el. Doi ani măsurați de Dumnezeu. Și nu avea ce să facă. Sunt ani. La alții este o vreme mai scurtă. Când trebuie să rămâi... Și toate astea sunt cântărite și e o decizie divină. Dar, dacă se poate intra în prigoană, nu la toți așa, repet fără să vrei, fără să fii vinovat. Și dacă de acolo nu este indicație, să evadezi, să fugi de la tine citire, cum să te comporți? Că de fapt aceasta este partea principală a studiului din această seară. Cum să te comporți în vremuri de prigoană? În primul rând, să știi că trebuie să rapsi, să veghezi, unii să fugi, să te retragi, să taci, să accepți condiții vitrege și totuși să nu te răzbuni niciodată. Asta înseamnă să te răzbuni, să nu mai rapsi, să nu mai accepti, să nu mai suferi. Prigoana presupune suferință. Citim din capitolul 18, versetele 10 și 11 doar spicuiesc de aici David cânta ca și în celelalte zile David s-a ferit de el de două ori Fii îngăduit poate unii dacă trebuie să cânte poate undeva acasă sau să zic poate în adunare și cineva le spune o vorbă nu-i apreciază pentru cântarea lor sau le spune taci ce nu mai cânta aici o se și nu mai cânt. De ce se suferă pentru asta? El a cântat mai departe, ca și în celelalte zile. S-a ferit o dată, de două ori. Apoi citesc din capitolul 23. Versetul 5. David s-a dus dar cu oamenii lui la Keila și s-a bătut împotriva filistenilor, le-a luat vitele și le-a precizit o mare înfrângere. Astfel a izbăvit David pe locuitorii din Keila. S-a luptat mai departe. Nu doar să se apere, s-a luptat pentru cauza Israelului. Și știți ce a făcut locuitorii aceștia mai târziu? El a întrebat pe Domnul. Iată versetul 11. Mă vor da locuitorii aceștia pe care i-am izbăvit. Se va pocuri Saul aici? Iată răspunsul, versetul 12. Te vor da? Faci bine și aștept rău. Nu numai de la unul, și de la alții. Și în asemenea condiții îți vine să nu mai faci bine. Care cum mi-ajut? nu sunt împotrivă. Eu mă rog pentru ei. Sunt cuvinte rostite în asemenea împrejură și ei sunt vrăjmași. Când eram ei la un necaz, eu posteam. Când am eu nevoie, ei Disprețuiesc și zicea el vorbesc pe afară și zic când îi va veni sfârșitul. Vine sfârșitul necazului, dar sfârșitul celor credincioși este frumos cum v-am citit de la început. Adăugăm alte versete. 24 cu 9. Când suntem prigoniți, când cineva ne face rău, și dacă nu-i facem rău, dar ne vine să-i zicem așa. Eu spunem. Măi, dar până când îți ba joc de mine? Eu ți-am făcut bine, tu mi-ai făcut rău. Hai să-l ascultăm pe David într-o astfel de apărare. L-a găsit pe Saul într-un moment în care se putea vorbi cu el. De ce asculti tu de vorbe oamenilor care zic David îți vrea rău? Vezi acum cu ochii tăi că Domnul te dăduse astăzi în mâinile mele în peșteră? Dar te-am curțat și am zis, nu voi pune mâna pe Domnul meu, căci este unsul Domnului. Aici sunt uimit de faptul că scrie în versetul 4 mai sus, oamenii lui David au zis, iată ziua în care Domnul zice, dau pe vrăjmașul tău în mâinile tale, fă ce ți place. Aici ar fi marea minune. Nu să nu dăm înapoi că simțim că Domnul ne ține cu mâinile la spate. Ca și când cineva îl oprește pe unul mai tare, băi, stai mă, nu da. Să-ți zică Dumnezeu, făi ce-ți place și ție să nu-ți placă să-i faci rău. Să-ți placă binele. Asta înseamnă că în David era o prezență a Duhului. Iată ce scrie mai departe aici, de la versetul 11. Să știi și să vezi că în purtarea mea nu este nici răutate, nici răzvrătire. Și că n-am păcătuit împotriva ta, totuși tu minti în scurse ca să-mi viața. Nici răutate, nici răzvrătire. Răutatea demonică. Răzvrătirea de asemenea. Aștia nu-și găseau loc în ființa lui David. Și mai adaug tot de aici versetele 20 sunt cuvintele lui Saul. Acum iată știu că tu vei domni și că împărăția lui Israel va rămâne în mâinile tale. jură -mi, a zis el în versetul următor, că nu o să-mi chinui sămânța. Și David a jurat. Mare lucru să nu, faci bine, să nu faci rău, scuzați-mă, nici astăzi, și să te angajezi ca nici în viitor să nu te răzbuni și să nu faci rău. Să nu-i întorci înapoi niciodată. Așa scrie în Roman 12. Și este o reloare din Vechiul Testament. Nu vă răzbunați. Faceți bine, adunați cărbuni aprinși pe capul celor care fac greu. Citeți și din capitolul 26, de la versetul 18. Și a zis, pentru ce urmărește Domnul meu pe robul său? Ce am făcut și cu ce sunt vinovat? Unii trebuie să întrebăm, s-ar putea să fim vinovați și de aceea Cineva este pornit rău împotriva noastră. Să binevoiască acum împăratul Domnului meu să asculte cuvintele robului său. Dacă Domnul este cel ce ți-a împotriva mea, să primească mirosul unui dar de mâncare de la noi. Dar dacă oamenii te peste blestema să fie înaintea Domnului, că -și mă izgonesc azi ca să mă deslipească de moștenirea Domnului zicându-mi, du-te de slujește unor Dumnezei străini. Observați planul diavolului? Să-l fugărească pe David și să-l abată de la scopul lui Dumnezeu care l-avea cu el. Totuși, el a rezistat tuturor provocărilor de răzbunare. Iată o altă provocare aici prin Abishai de la versetul 8. A zis lui David, Dumnezeu dă da ți pe vrăjmașul tău în mâinile tale, lasă-mă te rog să-l lovesc. Nu tu, lasă că rezolv eu. Să-l pereunești dintr-o lovitură la pământ și să n-am nevoie să-i mai dau alta. Dar David, lui Abishai, nu l omor bunătate. Iată că David a rostit adevărul când a zis mai târziu în capitolul 9 din a doua Samuel unde-i urmașul lui Ionatan să mă porc cu el cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu. Acesta e Dumnezeu în bunătatea lui. Dă ploaie și peste bun și peste răi. Și când se pocăiesc, îi iartă. Uite, nu mai știi nimic ce a făcut. E în îngădu. El înjură. Îi fac rău și iartă. E adevărat, o vreme. Dar și noi, numai o vreme, suntem chemați să îndurăm, să ierdăm, să răbdăm. Atât, în viața asta. Dar, dacă am citit atât de clar și am dat atâtea exemple în care David a răbdat, a îndurat, nu s-a răzbunat, întrebarea este următoarea, care e cea de fond. Cum se poate? Că n-ar fi mare minune să ne propunem în urma studiului să zică o soră tot ce va face bărbatul rapt. Toate terelele pe care mi le-au cauzat cei din familie sau din societate. Rabd totul. Pe mâine seara să ne trezim la consiliere, să vină cineva plângând să spune frate, n-am putut nicio zi. Mi-am propus eu, dar e greu. Cum a rezistat David ani de zile? Iată cum, a apelat la ajutorul lui Dumnezeu, s-a rugat mult de tot. Fără psalmi, n-am avea un David cum avem. Fără rugăciunile acelea, cu credință, fără o încredere în Dumnezeu, că viața noastră, că viitorul îi aparține lui Dumnezeu și dacă Dumnezeu vrea să trăim așa, e treaba Lui. Asta nu este ușor de spus, dar sunt oameni care sunt în condiția asta și care trebuie să înțeleagă acest fapt. El a lăsat totul în mâna lui Dumnezeu și a beneficiat în repetate rânduri de ajutorul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu îngăduie peste puterile noastre. Mă rog, Vă rog, gândiți-vă la acea imagine din peșter. Era înconjurat de Saul și de oamenii lui. Saul cu 3000, David câteva sute. Știți cum a intervenit Dumnezeu? Într-un mod miraculos. L-a izbăvit. Pentru că în momentele cele mai grele și chiar în permanență, aș putea spune. Gândiți-vă și la Daniel, de exemplu. Cum a rezistat? Cu foarte multă rugăciune. Adică nu poți să reziști în fața unui asemenea demon, în fața unei așa presiuni demonice, decât cu ajutorul lui Dumnezeu. Cu Dumnezeu se poate. Știți cum spune El în psalm? Dumnezeul meu sar peste un zid. Strig, lăudat să fie Domnul și sunt, ispăvii de vreoși și mei. În legătura lui cu Domnul a constat puterea lui David. Amintiți-vă că și Mântuitorul a stat foarte mult timp în rugăciune. A fost ispitit, a avut o lucrare grea, dar a rezistat datorită vieții lui de rugăciune. Să citim câteva referințe care dovedesc aceasta. capitolul 19, versetul 18. A fugit de acasă și s-a dus la Samuel. Așa a scăpat David. S-a dus la Samuel la Rama și a istorisit tot ce-i făcuse Saul. Apoi s-a dus cu Samuel și a locuit în Naiot. Personal cred, chiar dacă pentru unii asta este o supoziție, că David și-a întrejit studiile lui la capitolul rugăciune împreună cu bătrânul Samuel. A avut de la cine să învețe rugăciunea. De la cel care și-a petrecut viața de pensionare în mod expre în rugăciune. A fost urmărit de Saul aici și când s-a apropiat de cer cu rugăciunii, știți ce s-a întâmplat cu Saul? S-a pocăit, până a intrat în cercul acela de foc. A și el. Când a ieșit de acolo, a fost tot gheață și demonic. Dar unii un cerc de rugăciune se topesc săgețile diavolului. De aceea scrie în Efeseni 6 să ne echipăm corespunzător și vom stinge toate săgețile arzătoare. Ei trag într-una, sau cum scrie în binecuvântarea dată lui Iosif, dar mâinile lui au rămas tari, întărite. Chiar dacă arcașii au tras, Viața lor spirituală le-a permis să reziste. Scrie apoi, în capitolul 23, de la versetul 26, vedeți cum a intervenit Dumnezeu într-un moment special. Saul mergea pe o parte a muntelui și David cu oamenii lui pe cealaltă parte a muntelui. David fugea repede ca să scape de Saul, dar Saul și oamenii lui chiar înconjuraseră pe David și pe lui ca să pună mâna pe ei. Înconjuraseră și ar fi prins imediat. Știți ce s-a petrecut atunci? Când un sol a venit și a spus lui Saul, grăbește să vii, că ce au năvălit filisterii în țară. Mi-am amintit chiar acum de un fapt citit nu de mult. Un frate credincios pe front în cel de-al doilea război mondial a fost spus de inamicii lui din trupele românești să-și sape groapă. Dar înainte de a reuși să-l omoare, s-a deschis front, au atacat rușii. Și fost, au fost, nevoiți să amâne execuția aceea. Îi spunea unul din dușmanii lui, la primul atac te împușcă. că nu va ști nimeni de unde au venit gloanțele. Și fratele de șirea tânăr a răspuns, nu se știe. Și să știi că și cel care prăvălește o piatră se va întâlni cu ea. Și într-adevăr, la primul atac, acel mai a murit. Pentru că Dumnezeu intervine, ne întărește și când nu mai putem, ne scapă. Ori ne întărește să rezistăm, ori ne scoate de acolo. În capitolul 24, din nou îl urmăriseră și scrie de la versetul 3 că a intrat în peșteră, cum v-am spus. Și Dumnezeu le-a dat un somn te-au înțepenit. Nu mai mișca unul. N-au avut putere să le facă nimic. Așa spunea tuitor. de -abia în final, când l-au prins, până atunci, dispăruse din mijlocul lor, le-a zis, dar până acum am fost între voi, n-a spus mâna pe mine. Doar când a venit vremea și el atunci le-a spus, acum este ceasul vostru și puterea întunericului. Dar până atunci întunericul n-a fost puternic? Ba da, dar Dumnezeu este mai puternic. De asemenea, vă citesc din capitolul 26, de la versetul 12, David a intrat în tabera lui Saul, asta e, am zice noi, cea mai mai. A luat dar sulița și cu apă de la căpătii lui Saul și-a plecat. Și-a strigat apoi, când a trecut de partea cealaltă, zice în versetul următor. Ce credință a avut să treacă pe acolo? Când putea în orice clipă să se trezească vreunul din soldat, să te dea alarmă. Dar s-a încrezut în Dumnezeu. De aceea, luați acea emblematică citare sfântă. Nu te teme. Căci Domnul ne vine în ajutor slăvit să fie El. Și încă un gând înainte de a încheia. Să știți că în ziua în care Saul i-a devenit vrăjmaș lui David, în ziua aceea, Dumnezeu i-a ridicat lui David prieteni. În ziua în care Saul l-a luat la ogrăi, în ziua aceea, Dumnezeu a ridicat un Ionatan. Și l-a dat ca cel mai bun frate. Așa scrie în capitolul 18. Dar eu vă citesc doar din capitolul 23, un moment special al părtășiei celor doi. Versetele 16 la 18. Atunci Ionatan, fiul lui Saul, s-a sculat și s-a dus la David în pădure. El i-a întărit încrederea în Dumnezeu și i-a zis, nu te teme de nimic, căci mâna tatălui meu Saul nu te va atinge. Tu vei domni peste Israel și eu voi fi al doilea după tine. Tatăl meu Saul știe și el bine lucrul acesta. Au făcut iarăși amândoi legământ înaintea Domnului și David a rămas în pădure, iar Ionatan s-a dus acasă. Așa a rânduit Dumnezeu să aibă un prieten, un bun asociat. Erau foarte legați. Amintiți-vă la moartea lui Ionatan, David a zis, dragostea ta pentru mine era mai presus de dragostea care poate fi registrată într-o familie. De asemenea, tot în perioada când Saul a devenit vrăjmaș, Dumnezeu i-a dat o soție iubitoare. Și soția lui Mica l-a ocrotit. Și am citit despre aceasta în capitolul 19. Ea i-a spus, versetul 12, fugi în noaptea aceasta, eu te-am protejat, am pus terafim în pat, am crezut că scăpăm. Dar nu se poate, fugi! Și pe lângă cei din familie, Dumnezeu i-a mai pus alături proroci. Gad. Iată ce scrie în capitolul 22, versetul 5. El era înștiințat de Domnul. Procu Gad a zis lui David, nu ședea în citățuie și ci du și intră în țara lui Iuda. Și David a plecat și a ajuns în, la pădurea Heret. E mare har să pună Dumnezeu în slujba ta oameni care să te protejeze. Să ne imaginăm un caz de istorie, momentul reformei lui Luther. Cu câtă răzbunare s-a ridicat biserica de la Roma împotriva lui. Dar Dumnezeu a pregătit prinții germanici care să-l ocrotească, l-au ascuns, să traducă Biblia în limba germană. Deși a avut atâta împotrivire, Dumnezeu pe de-o parte a pregătit o crotire. Că dacă diavolul are oameni cu care ne atacă din diverse părți, să știți că și Dumnezeu are oameni și pe lângă ei are îngeri. Cine a rostit acel frumos verset? Îngerii Domnului, tăbărăști în jurul și lor ce suntem de el. Cine a spus? David. A avut experiențe în care a văzut sau a înțeles prin Duhul Îngerii conduceau toată lucrarea. Și pe lângă aceștia care sunt prezentați nominal, scrie aici tot în capitolul 22, partea a doua versetului 2, astfel s au unit cu el aproape 400 de oameni. A avut sprijinitori. A cerut voie împăratului Moabului, versul 3, să poată să îi ducă pe tată sau și pe mamă sa. A suferit și Isai, bătrânul Isai. După ce a născut tata -ta copii, a trebuit să fugă din fața cuscrului său. A fost refugiat pentru o vreme în altă țară. Și zicea David, până voi ști ce va face Dumnezeu cu mine. Nu știa totul de la început, Țin credeam, în Domnul, dar evoluția a lăsat-o în mâna lui Dumnezeu. N-a știut cât durează. Sunt situații când, de exemplu, dacă cineva are o povară în familie sau în societate, cum am spus, și dacă domnul i-ar spune în vreo două vremi termin. S-ar gândi, asta sper să fie vreo două luni. Dar dacă sunt vreo doi ani. Nu știm. Dar știm că Dumnezeu poate să sprijinească pe cei prigoniți. Și El este alături de ei slăvit să fie domn. Încheiem notând ca și concluzie că Dumnezeu a controlat situațiile în toți acești ani. L-a respins pe unul, l-a ales și folosit pe celălalt. Dar, de deci ce n-a făcut-o simplu, pe direct, de ce? Nimeni să nu poată spune de ce l-a lepădat Dumnezeu pe Saul pentru o simplă neascultare? Nu putea să-l ierte? Dumnezeu a vrut să se dovedească că cine ne ascultă, ne ascultă până în capăt. Dumnezeu dovedește că oamenii răi, și dacă ar fi lăsat toată veșnicia, tot așa ar face. Tot nu s-ar schimba. Și de asemenea Dumnezeu a dovedit prin David că alege, că folosește, că va prinde bine chiar necazul oamenilor care sunt după inima sa și de care se va folosi în mod deosebit. Puțin sunt oameni de care Dumnezeu s-a folosit ca de David. Oamenii pregătiți cu necaz, cu strâmtorare, cu greutăți, vor fi oameni cu greutate. Vor fi oameni folosiți de Dumnezeu. Acesta este felul lui Dumnezeu de a fi și vi-l redau în principiu din Roman, capitolul 9, Versetul 21 la 23 unde scrie, nu este olarul stăpân pe lutul lui, ca din aceeași frământătură de lut să facă un vas pentru întrebuințare de cinste și un alt vas pentru întrebuințare de ocar? Ba da, cine poate să se împotrivească lui Dumnezeu? Și ce putem spune dacă Dumnezeu fiindcă voia să-și arate mânia? și să-și descopere puterea, a suferit cu multă răbdare niște vase ale mâniei făcute pentru pieire, în cazul nostru Saul. Nu doar David a suferit, Dumnezeu l-a suferit. Ani de zile l-a suferit. Apoi pune problema și pe partea cealaltă. Și ce putem spune? Dacă Dumnezeu să-și arate bogăția slavei lui față de niște vasele îndurării pe care le-a pregătit mai dinainte pentru slavă, vorbesc despre noi sau despre David. Și-a arătat îndurarea, am putea spune chiar în cel mai profund mod, de David la momentul potrivit. Dar David a fost un vas al îndurării, pregătit pentru lucrarea lui Dumnezeu. Fapt valabil și în versetul următor, la iudei și la neamori. Și, de asemenea, un ultim gând, David, este un model de încurajare pentru toți care trec prin situații asemănătoare, ca să se lase în mâna lui Dumnezeu. Faptul acesta este foarte clar din pasajele din Samuel. Eu vă reamintesc încă ceva din capitolul 26 al cărții. Profetului deși partea aceasta nu mai poate fi scrisă de Samuel, căci el murise, scrie aici de la versetul 23. Domnul va răsplăti fiecăruia după dreptatea lui și după credincioșia lui. Și după cum azi viața ta a avut mare preț înaintea mea, tot așa și viața mea va avea un mare preț înaintea Domnului. Și El mă va izbăvi din orice necaz. În ultim verset, așa cum l-a înțeles Apostolul Pavel, aș zice eu ca un specialist al Vechiului Testament, ca unul care porta numele lui Saul. Și există o afinitate în a ne interesa de istoriile celor care poartă numele nostru. Iată după ce tot ce a studiat Pavel și a declarat el într-o predică. Fapte 13, de la versetul 21. Ei au cerut atunci un împărat și timp de aproape 40 de ani Dumnezeu le-a dat pe Saul, fiul lui Chis din simiția lui Beniamin. Apoi l-a înlăturat. Și l-a ridicat în împărat pe David, despre care am mărturisit astfel. Am găsit pe David, fiul lui Iese, om după inima mea, care va împlini toate voile mele. Cred că felul în care s-a comportat sub prigoană, l-a determinat în primul rând pe Dumnezeu să spună ăsta e după inima mea. Vreți să fim după inima Domnului? Atunci să rugăm să ne dea o inimă ca lui, gen David, că nu degeaba toți împărații de mai târziu au fost comparați cu David. A făcut ca David sau n-a făcut ca David? Și după ce vom fi așa, vom putea să împlinim toate voile lui. O voie de prigoană și apoi o voie de împărăție. Pentru că, simbolic vorbind și în perspectivă veșnică. Întâi aici este o formă de suferință și urmează o desăvârșită și nesfârșită formă și viață de slavă. Dumnezeu să-i întărească pe cei care trec prin necazuri și să îi pregătească pentru lucrarea sa și apoi în perspectivă pentru împărăția sa. Amin!